Salutare frați și bine ați venit la un nou video pe Actualitatea Ortodoxă și astăzi vă răspunde la o postare a lui Remus Cernea, îl știți și voi, n-are rost să-i să dau biografia sau să-i fac definiția, în fine. A postat -o, ieri această mizerie de postare care induce în eroare pe mulți. Și anume. Și o să. Și anume postarea în legătură cu căsătorile între persoane același sex. Și o să o să răspundem la comentariul lui. La postarea lui. În mod normal, dreptul omului nu ar trebui supus la vot. El ar el a trebui conștientizat și recunoscut de către legislație, fără prea multe probleme. În esență, e simplu, ești om atunci trebuie să ai același drept pe cu toți ceilalți asemenea, fără deosebire de naționalitate, vârstă, genul orientare sexuală. Da. Bun. Și dreptul omului de cine să fie decis atunci? De dictat, dictat, dictatori? De sataniști? De cine să fie? Păi, cum decidem noi care sunt drepturile omului? Băi, drepturile omului sunt așa. Dreptul la libertate, de a munci, de a, trăi, uh, uh, de a trăi cum vrei tu fără să atași pe nimeni. Libertate înseamnă, uh, din punct de vedere lumesc vorbind, să... libertate înseamnă uh, să nu fii constrâns de alții, da? Adică să faci ce știi tu că trebuie și faci ce vrei tu, da? Hai să zicem... Dar libertate mai înseamnă și responsabilitate. De ce? Dacă noi am fi liberi, nu știu, să facem crime, păi gândiți-vă câte crime ar fi în lume, la câtă ură este. Asta o spun așa. Bine, nu putem compara homosexualitatea cu crima, dar oricum și homosexualitatea este ceva care nu poate, se poate pune la dreptul omului. De exemplu, cred că drepturile omului trebuie să fie ce de popor, nu de o mână de super bogatani cu bani. Înțelegeți? Și atât naționalitate, nu știu ce, naționalitatea este iarăși o chestie anormală. Păi frate, un arab sau un, știu eu, nu poate avea aceleași drepturi cu mine, că eu sunt gazda. Pentru că de, deci, de ce este așa? Pentru că nu ne putem potrivi. Din punct de vedere, adică el are o altă cultură, are o altă tradiție. Evident că în România, de exemplu, eu fie că, fiecare, fiecare se poate să poate să-și păstreze tradiția lui, dar, de exemplu, eu aș da legi să nu poți să te în burcă sau în hijab. Eu, de exemplu, aș da legi ca arabul și țiganul să rămână arab și țigană și să nu fie finanțați de stat. Numai românii, numai gazdele pot fi finanțate de stat. Adică să ziceți, să li se dea uh, alocații. Dau un exemplu. Ei trebuie să, dacă vin într-o... Dacă, băi, eu de exemplu mă la mine, da? Dacă mă duc în Occident, pe ca să-mi dea aia bani, trebuie să muncesc de, de la rupere. Așa și aici. Deci, poate te duci în altă țară și responsabilitate. Deci fiecare cu țara lui, fiecare cu casa lui. Eu nu m-am dus peste casa altuia ca să vă vă, vreau să stau și eu aici, nu? Fiecare cu casa lui. Înțelegeți? Românii, când se duc în alte țări, vorbesc vedeți și că ei muncesc pe rupte și se asumă responsabilități. Sunt angajați acolo. Și cu românii, europenii se comportă foarte urât, pe lângă cu arabii și cu ăștia, nu se comportă urât. Vedeți? Deci, asta e o chestie. Deci, nu cu aerul, dar nu putem să dăm. Uh, dreptul la de la naționalități. Drepturi, adică egale cu noi. Bine, dăm 50% din drepturile noastre sau 20%. Adică dăm anumite drepturi de libertate, așa că de cum a fi, de știu eu, de a lucra aici. A, 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 și da, există prin anumite tratate între cele două țări, cum ar fi România și Germania. Dau exemplu. Sau România și Japonia, exemplu. Dar să fie tratate de domnule, băi, cum, sunt, cum, suntem noi ca oameni? Cât de civilizați suntem? Cât de umani suntem? Pentru că trebuie judecați și timpul de aceste vedere. Așa. da un dat un exemplu. Și se vrea amestecarea raselor, se vrea amestecarea așa, pentru ca să se creeze un Babilon. Asta e. Asta vor superbogătanii. Creând, Creându-se acest Babilon cum ar fi, se poate instaura mai ușor noua ordine mondială prin diversitate, prin amestecarea tuturor și apoi ateizarea tuturor și în masă. E foarte ușor. O sexuală a mai spus, deci nu a să fie singura, sing singura, orientare acceptată este bărbat și femeie. Băi, dacă ești bărbat, să găsești o femeie. Dacă ești femeie, găsești un bărbat. Oamenii ăștia nu... Am mai spus de atâtea ori, deci nu a să Deci nu mai trebuie să mă repet. În fine. Doar prejudecățile și ura se opun acestui simplu fapt. De aici, dar ta, tarele care încă afectează societatea noastră, naționalismul, rasismul, homofobia, misoginismul, ura, alte forme de ostracizare de și mai altor grupuri de oameni. Frate, naționalismul este a menținut uh, și a făcut ca țările respective să se dezvolte. Prin naționalism, o țară se dezvoltă. Rasismul, nu suntem rasiști. Noi suntem uh, infractofobi. Inf adică nu, avem, nu vrem infractori și nu vrem violatori, nu vrem criminal la noi în Europa. Nu suntem rasiști. Dar rasismul este o manifestare normală a unor populații. E ca și un șarpe sau ca și un animal care este încolțit și nu încearcă să se apere. Așa și noi încercăm să ne apărăm pentru că noi suntem încolțiti de, de ăștia de uh, uh, progresiști, de deci, în ghilimele civilizați, de moderniști, de arabi, de africani, de țigani, noi încercăm să ne apărăm. N-am nimic cu, nici cu ăștia, nici cu ăștia. Prea mulți sunt aduși în față, sunt puși în prima linie, toate minoritățile astea etnice. Și da, poate, există anumită urmă de rasism la fiecare dintre noi, dar asta este pentru că vedem ce se întâmplă în Europa și vedem cum sunt, ce, ce, ce ne-au făcut. Și păi da, asta mai bine stea în țările lor, nu? E normal. Ei oarecum, ei nu sunt rasiști cu noi, asta să și ei sunt rasiști cu noi. Homofobia. Păi nu există homofobie. Există, noi nu suntem homofobi. Da, ești homofob când spui că, domnule, vreau să-i omor pe homosexual sau să se ucid. Dar nu vreau să-i ucid pe homosexual. Au drepturile lor, adică, domnule, nu-i omorâm. Ba chiar să protejați să nu fie omorâți, să nu fie bătuți. Dar e o boală, este ceva josnic, nu știu, ca bărbat e josnic, e de joasă speță, pot să fie așa ceva. În fine, misoginismul. Misoginismul este o problemă foarte mare în România, din păcate misoginismul este o problemă foarte dură și cred că trebuie făcut, trebuie redus cât mai mult. Stare da. Aici, da, misoginismul este o, o formă de ostracizare extrem de periculosă, pentru că este împotriva femeilor. La fel și masculinofobia, adică împotriva bărbaților. Există femei care zice că ar omorâ pe bărbați. Foarte periculos. Astea sunt niște chestii totale. Dumnezeu a lăsat o egalitate între bărbați și femei. Așa. Bineînțeles că fiecare cu rolul lui. Femeia trebuie să facă copii, să nască copii, să știu eu, să iubească, să asculte de bărbat. Așa scrie în Biblie, orice am spune noi, cu toate că eu consider că e cam ciudată chestia, dar Uh, uh, frate, în la. Așa scrie acolo. Și dacă scrie acolo, e lege. Nu putem să. Nu să. Așa. Dar consider că și, uh, și bărbatul trebuie să asculte de femeie atâta timp cât uh, e în, uh, se cuvine în Domnul. Atâta timp cât sunt în Duhul Ortodox. Deci, ambii iau decizii și bărbatul, a mai spus, nu are voie să o pe femeie. Bărbatul trebuie să iubească. Dumnezeu a zis acolo, tot așa în, în, carte, în Sfânta Evanghelie, a spus așa, nu sunt Sfântul Apostol Pavel a spus așa, să nu fiți aspri cu ele, să le iubiți, să le apreciați și să le puneți și, tot așa. Și, sunt, și, și Părintele Arsenie Papa ce spunea, că bărbatul trebuie să o pună pe tron pe femeie. Bărbatul este, într el este stâlpul familiei, totdeauna, pentru că el aduce cei mai mulți bani, Dumnezeu așa a lăsat, așa, dar și femeia are o valoare foarte mare. Și trebuie pusă pe tron. Deci, un bărbat care își bate femeia și copiii, după vremea, trebuie tras în țeapă. Așa consider, de Pentru că un bărbat trebuie să fie li li liantul calimității, liantul curajului, nu știu. Asta e și. Să recunoaștem, bărbații, în general, în istorie, din că mai mulți bărbați au făcut rele decât femeile. Din cauza bărbaților suntem unde suntem. Unor bărbați nevrednici de funcțiile alea. Pentru că dacă în locul lui Iliescu ar fi fost Ștefan Ce Mare, dacă în locul lui Ceaușescu era Constantin Brâncoveanu, dacă în locul lui actualul care mai e pe acum era ăsta Matei păi România era. Păi, era de ce mai civilizată? țări din Europa. Înțelegeți? Dacă în, loc, dacă în locul prefericitului era Daniel, era știu eu, sunt un nectarie, era altceva. Dar vedeți, din păcate, numai oamenii răi conduc peste tot. Asta îmi pare mie rău, da? Asta e ce să facem. Bun. Uh, cetățenii din Australia au resmis politica homofobă a premierului australian și au făcut un gest civic în persoană, votând în proporție de aproximativ 60% pentru de democrație și egalitate dreptului. Australienii oricum sunt ușcopluta, sunt de, 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 de debil mental, dist, distruși de politica uh, americană foarte mult. Dar nu știu dacă e americană, că și în America și acolo există grade mari de în ghilimele homofobii. România m-a pus în continuare într-o situație mult mai dificilă pentru că aici, ca aici încă fac încă foarte multe victime. Așa cum am mai spus în lupta cu mentalități închistate, sunt de părere că trebuie și noi să arătăm că suntem mulți pentru suntem pe pe la bușa, nu voi nu de de Băi, domnule Cernea, nu suntem închistați, suntem normali. De fapt, gândirea în ghilimele închistată este gândirea normală. Dacă nu ești pe o gândire ortodoxă, ești praf. Sau măcar chiar dacă nu ești ortodox, dar măcar să ai o gândire ok. Adică, domnule, homosexual nu, e, nu, nu e normal. Uite, coreenii, sud-coreenii, nu sunt ortodoxi. Dar există anumite chestii foarte bune la ei. Și care apreciez. Sau polonezii, de exemplu. Deci, nu știu. Deci, când văd asemenea chestii, chiar cum. A... Și că fac foarte multe victime. Fac foarte multe victime în capul tău. În fine. Pe de, pe de o parte am protestat astfel față de organizarea unui astfel de referendum cu caracter homofob, poate cu... bine, în capul tău e caracterul ăsta, nu e... Nu știu. Iar, pe de altă, iar pe de altă parte am demonstrat că numărul nu se semnifică, iar dacă am pierdut, acum ne vom întoarce peste 10, 5, 20 de ani și vom schimba Constituția la loc pentru a remedia posibilitatea de a ne îndrepta pe care referendul referendu homofob al coaliției pentru familiile ar putea... Consfinții acum și cu noi și fără noi, referentul va fi o ce mai probabil într-un moment în care se va putea conta aproape de încercăm și pe suficient de, de exemplu, dată la alte alegeri. Da. Oricum, sper că trageți și voi concluziile. În 15-20 de ani, da, e posibil ca din, să, ne, să, 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 să aibă dreptate scena, adică e posibil să se întoarcă să, 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 sau să, revină, să, 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 oameni, să, fim atei. Pentru că se vede tineretul cum, cum, este și tin, tineretul român, într-adevăr, zic că în proporție de, zic eu, 60% este ateu. Chiar dacă e botezat, chiar dacă e așa, dar ei nu merg la biserică, nu cred în Dumnezeu, nu se roagă. Păi ateu ești, automat, înseamnă că nu, aia, nu mă interesează asta. Sau domnule, lasă-mă cu Dumnezeu tău, că nu știu ce. Au să iau, bă, așa. Bun, aici spune despre știre. Bine, aici e un link care spunea despre chestia cu australienii că au votat împotriva, adică împotriva familiei. Asta e. Asta e. Da, deci aici are dreptate cernea. În, în 10-15-20 de ani, România va fi atei. Da, pentru că se vede că în furin foarte accelerat noi ne devenim atei. Cluburile sunt pline. Bețiile sunt la tot pasul. Curvia este mare. Uh, la Antold, ați văzut câți au fost și... La Antold, da, nu prea a fost, nu prea e ok la Antold. Pentru că a spus, au spus mulți useri și chiar și preoți a spus. Claudiu Melean, spre exemplu, a spus că nu e bine ce, s-a întâmplat acolo. Și când se duc atâtea sute mii de, de tineri la așa ceva, iar la pelerinaj bine abia 300.000 de oameni. La pelerinajul de la Iași, spre exemplu, a venit. Păi... Da, dar oricum, cred că totuși vom mai fi și atunci ortodoxi, vom mai fi credincioși și să ne ferească Dumnezeu de astfel de chestii cu ca cum e homosexualitatea, Dumnezeu să ne dea sănătate, să ne apere de rău și dați un subscribe, un share și un like. Da, Doamne ajută, salut!